Vineri 4 martie, toți cetățenii au fost invitați să participe la o simulare de cutremur organizată de ISU Argeș în vederea prevenirii unui eventual seism de magnitudine mare. În urmă cu 39 de ani, exact pe 4 martie, un cutremur a făcut ca sute de oameni să piară sub dărâmături. Trebuie înțeles că un astfel de eveniment nu va putea fi prevenit, iar consecințele lui mai mult sau mai puțin grave, cu mai multe sau mai puține victime, depind în bună măsură de modul în care fiecare înțelege cum ar trebui să se pregătească și să se comporte corect într-o astfel de situație. Declanșarea unui cutremur ne surprinde întotdeauna, de aceea mișcările seismice au efecte psihologice negative asupra oamenilor.